Da, auzim, da, domnul, 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 da, domnul. Acestea sunt ultimele informații în ceea ce privește cazul celor doi bebeluși uciși de mama lor și băgați apoi în frigider. Pentru că familia cu pricina stă într-o zonă locuită în principal de persoane de etnie romă, liderul acestora a încercat să ia legătura cu tatăl copiilor, dar s-a lovit numai de refuzuri. L-am întrebat ce s-a întâmplat și am zis copiii sau cumva au murit, a născut copiii morți sau că nu, copiii s-au născut vii și în final că ai fi omorât, că a intrat într-o depresie, mama ei. El nu era acasă, am înțeles, și când a venit a fi găsit. Și am zis, bine, hai să încercăm să vedem cum să vă ajutăm. Nu primăria, am zis, că îi ajutăm noi, țiganii. Pentru că, într-adevăr, ce am înțeles eu, nu sunt chiar de origine, nu sunt țigani de origine, dar au crescut aici între țiganii noștri și deja când o familie de român nu mai contează și crește cu noi la un loc, deja îi considerăm ca și neamuri. Eu cred că dacă poliția sau procurorii considerau că are vreo vină cei din casă, eu zic că erau reținuți duși la poliție. Dar din punct de vedere, ce am înțeles de la el, mi-a spus că el când a ajuns la casă, deja soția lui deja e omorâse. Că ea a intrat într-o depresie și după aceea și-a luat sfârșitul. În ceea ce îi privește pe cei 6 copii rămași fără mamă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este pregătită să îi consilieze la nevoie. Mama a decedat la naștere, copiii au suferit o traumă. Noi ca și instituție și ca și psihologi o să asigurăm tot suportul nostru prin consiliere psihologică copiilor pentru a depăși acest eveniment neplăcut prin care au trecut. Marți, tatăl copiilor a venit la morga spitalului de urgență din Galați pentru a efectua formalitățile necesare pentru a putea ridica trupurile bebelușilor și al mamei lor. Ajutați-mă să pot declara copiii cei decedați și pot declara vii și după aia decedați ca să pot să-i scot. Eu mă chinu să fac treaba asta dimineața și vă chinu. Acum rămâne ca procurorii să facă lumină în acest caz destul de complicat. În privința celor doi nou născuți, concluziile preliminare stabilesc faptul că aceștia s-au născut vii, iar moartea a survenit ca urmare a asfixiei mecanice prin înnec.